Rasa de oi Suffolk englezesc este cunoscută ca rasa de carne cu cea mai mare viteză de creștere. Această calitate face ca berbecii să fie căutați în schemele de încrucișare ce vizează obținerea mieilor hibrizi de carne. Mai mult, crescătorii spun că o particularitate a acestei rase este aceea că la carne nu se simte acel miros de oaie. Rasa de oi Suffolk își are originile în Anglia, acum peste două secole, la încrucișarea oilor din rasa Norfolk cu berbecii din rasa Southdown. A fost recunoscută oficial ca rasă pură în anul 1810, în prezent această rasă de ovine fiind una dintre cele mai cunoscute și căutate din întreaga lume pentru producția de carne. Oaia Suffolk poate fi crescută și pe pășune și în stabulație, cu rezultate similare, ceea ce o face foarte apreciată. Carnea provenită de la oaia Suffolk este de foarte bună calitate și are un gust superior, recunoscut de consumatorii din întreaga lume. Un miel de o lună și jumătate are cel puțin cu 5 kg mai multă carne decât țurcana. Media de natalitate este de 1,6-1,8, ceea ce înseamnă că din 100 de oi mame rezultă 170-175 de miei. Miei din rasa englezească se nasc la 150 de zile de la împerechiere și ajung la înțărcare în jurul vârstei de aproximativ 100 de zile. Berbecii de Suffolk englezesc sunt productivi. Au un conținut de carne cu 30% mai mare față de cei românești, în faza de creștere iau în greutate între 400 și 500 de grame pe zi. În schimb, oaia românească dă lână mai multă, dar ia mai puțin în greutate, doar 200 de grame pe zi în faza de creștere. De subliniat însă că Suffolk nu este o rasă pentru producția de lână. Încrucișarea cu Suffolk are marele avantaj că îi aduce pe crescători pe piață primii, iar profitul nu se lasă așteptat. Astfel, comercianții pot vinde miei neînțărcați la vârsta de 14-20 de săptămâni. De remarcat că alt avantaj al acestei rase sunt picioarele și unghiile puternice, ceea ce diminuează riscul de șchiopătare, o problemă frecventă a oilor. Condițiile minime pentru creșterea oilor Suffolk impun construirea unui adăpost care poate fi dezinfectat, lucru foarte important în prima perioadă de acomodare, căci animalele au nevoie de mare curățenie. Oile trebuie neapărat vaccinate pentru a preveni eventualele boli. Ca și investiție inițială pentru un crescător care vrea să aducă oi direct din Anglia, sumele depind de licitația la care participă acolo. Berbecii ajung la prețul de 300-400 de lire sterline. În schimb, transportul costă foarte mult, undeva la 9.000 de euro plus TVA, preț cu care poate să aducă aproximativ 200-250 de animale adulte. Dacă aduce animale mai puține, atunci transportul costă 4-5.000 de euro pentru 14-16 animale. Oile Suffolk se pot cumpăra și din România, mai ales berbecii, al căror preț este în jur de 500 de euro.